numesc Dan Ciochină, din comuna Moțăței, județul Dolj, producător de varză și alte legume. Și am testat anul acesta un hibrid nou de la Syngenta, pe nume Vettel. Este un hibrid, pot să spun, foarte timpuriu și cu o dimensiune foarte bună ca mărime și ca densitate extraordinară. Și eu sunt foarte mulțumit de acest hibrid. Nu am crezut că în aceeași perioadă, atât de scurtă, care am și alți hibrizi, care sunt mult mai mici, să mi se facă atât de mare și atât de frumos într-o perioadă atât de scurtă. L-am semănat după sărbători undeva la 10 ianuarie și a fost plantat în teren la data de 20 februarie, ținând cont că nu a fost plantat la folie, deci la tunele. A fost plantat la agrofolie, decât coperit cu agrofolia, atât. Suntem în data de 14 mai și uitați-vă ce formă și ce greutate are această varză. Sub 2 kg nu are acest hibrid. La temperaturile scăzute am avut și alți hibrizi care am avut problemă cu ei. Le-a murit mugurul de legătură. Mi-a fost tare frică de toți hibrizii și acest hibrid, dacă se poate vedea în cultură, nu știu dacă sunt doi tei care au avut probleme. Densitatea de plantare o am la 55 între rânduri și pe rând undeva la 39-40 de centimetri, că așa este reglată mașina. Vreau să vă arăt densitatea la această varză. Nici cotorul nu este foarte mare, este un cotor obișnuit, că la greutatea care o are e foarte bun la dimensiune. La capitolul gust este o varză foarte gustoasă. Consumatorii vor din ce în ce produse mult mai bune, mult mai dense și, să vorbim și de mărime, vor un produs foarte, să fie foarte ok, foarte mare, să nu fie, deci nici foarte mare, dar să fie un produs de mijloc, ca să zicem, așa cum este acest hibrid. Ce îmi place la acest hibrid? Îmi place forma. Când ajunge la maturitate, nu rămâne ascuțită la vârf. Dacă se vede, este foarte rotundă față de mare majoritatea hibrizilor care au tendința de a rămâne ascuțiți la vârf. Fiind o varză mare și cu atâta foliaj de puternic, se recoltează foarte ușor, fără a se murdări. Anul acesta este un an foarte bun pentru produsul varză. Timpurie, la ora actuală, este un preț foarte mulțumitor. La ora actuală se vinde din teren undeva la 2,5 lei, 2,6, chiar și 2,7 s-a ajuns în perioada asta de recoltare. Ce vreau să spun despre acest hibrid? Aș vrea să-l pună cât mai mulți producători de varză și o să spun că o să fie foarte, foarte mulțumiți de acest hibrid, Vettel.